ziua! Bine v-am găsit! Dați-vă că vin și rând meu astăzi, primit surprize. Dar de unde și cum ați să faceți în curând? În primul rând, vreau să vă mână și scușuleț de flori, sunt pentru dumneavoastră. Așa, aici aveți o tortă, da? Frumoasă, cu chipul dumneavoastră. Așa, nu-i asociați, da? Corect, pentru merită, să amică. Așa, dumneavoastră să mă ajutați, vă rog frumos. Așa. Aici mai aveți un coș cu fructe pentru dumneavoastră și copilașii ca să aveți nevoie de vitamine, da? Așa, tot ce pentru dumneavoastră. Cadou! Oala, vin la tine un ochi ței de zară! Exact cine, dacă nu mame! Sigur că! Așa, și mai avem pentru acest îngeraș al dumneavoastră, da? Cine e Cristina? Da, Cristina, mult este pentru tine. Să știi că este tocmai din Italia. Da, așa. Andreea, tu ești, da? Tu ești Andreea. Și ție cum îți spune? Gabriel. Cum te cheamă? Gabriel, uite, este acesta pentru tine. Sigur că această surpriză este din partea bunicii, da? Partea bunicii. Care vreau să vă surprindă. Și vă mai transmite și un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l reșit pentru dumneavoastră. Vă putem înțeles, sunteți și cu magia prin curând, da? A fost. Ați fost, aha. Așa. Exact, pentru că eu găsesc mesajul. Dumneavoastră puteți să-i lăsați un mic salut, un mic mesaj pentru mama. Ce-i transmiteți dumneavoastră? Mulțumesc pentru surpriză. Am uitat și cuvinte. Da, te așteptăm acasă. Așa, Pici, ce-i spun lui bunica? Ce-i transmiți lui bunica? Mulțumesc! Așa. Mulțumesc pentru cadou! Așa, uitați-vă că au și ea pentru dumneavoastră un mesaj care m-a rugat să-l răciți. Astăzi este o zi specială din viața ta. Este o zi când mai pășești o treaptă din scara vieții. Îți dorim multă sănătate, bucurii, iubire de la copii și soț. Fericire din partea celor dragi, să rămâi mereu așa, tânără și frumoasă. Chiar dacă în această zi specială nu sunt alături de tine, dar cu gândul sunt mereu la tine. Te iubesc mult, cu drag, mama de la Italia. Așa. Pare bine.